Spectacol total la Arad. UTA o învinge pe FC Voluntari într-un meci în care s-au marcat numai puțin de 7 goluri. Victoria UTEi a fost una norocoasă, cu scorul de 4-3, golul izbăvitor al arădenilor venind cu puțin înainte de finalul meciului. Inspirația lui Mircea Rednic a contribuit decisiv la succesul bătrânei doamne. 3 dintre jucătorii pe care i-a introdus pe teren au marcat la puțin timp după ce au intrat. Mă bucur pentru jucător, pentru echipă, pentru arădeni, că să mai stăm și noi liniștiți. Era important ca să începem play-out-ul cu o victorie. Să ne îndepărtăm de locul de baraj. Mă bucur că jucătorii care au intrat s-au comportat foarte bine. Chiar ne-a spus la ședința de astăzi că e o perioadă în care sunt obligat să le ofer șansă la toți. Vor fi titulari, rezerve, titulari, când am nevoie să răspundă prezența, au făcut-o astăzi și mă bucur că toată lumea a reacționat bine, inclusiv tribuna și suporterii, și le mulțumesc, chiar dacă au fost momente când au mai comentat, au mai și uiduit un pic, dar asta e fotbal. Inspirația puriului a fost recunoscută și de antrenorul echipei oaspete. Cred că am arătat și am avut forță să înscriem goluri, am avut situații clare de a marca, dar așa cum am spus la început, UTA este o echipă puternică, este o echipă care are jucători care pot face diferența și în seara asta au avut forță. Schimbările pe care le-a făcut Nea Mircea au venit cu plus și uitați că istoria acestui joc se scrie așa. Victoria consemnează un început cu dreptul în play-out pentru UTA, cu un gol marcat la ultima fază a meciului.